Așa arată tortul omageatului. Este delicios. Și uitați-vă deasupra ce decor o înghețată, din care curg fructele, bombă de fructe. Aici vom pune cifra 17, pentru că frățiorul nostru a împlinit 17 ani. Happy birthday to you. Împreună cu Cătălin am fost și am adus baloanele. Nu am filmat pentru că atât de tare a plouat și ne-a prins o ploaie, încât nu reușeam să punem baloanele în mașină. Noi le-am adus acasă. Acum împachetăm cadoul ca să fie surprize. Aici avem zacuscă din vinete. Vom pune un pic de maioneză și usturoi. Special pentru ziua de naștere a lui Daniel am procurat așa farfurii tradiționale din lut. Nu ne place foarte mult mâncarea tradițională. Mămica adaugă la platou și jumări. Eu am să gust o bucățică. Eu sunt degustator. Mămica a adăugat pe platou și castraveți, și ceapă verde, și vom pune și ceapă roșie. Uitați-vă cum arată. Mămica aranjează totul să fie frumos. Acesta este platou moldovenesc. Românesc. Românesc, da. Ceapa roșie poate aici să pui, mămica. Partea asta. Este un platou destul de frumușel. Mie îmi place. Scrieți-vă în comentarii, vă place platoul mămicăi. Iată aici, stai aici apă, mămica. Rondele. Foarte subțiri. Este dulce, este ceapa mea preferată. Poftim și rezultatul final. Eu zic că arată foarte bine. Scrieți-vă în comentarii. Am adăugat și usturoi, și ceapă roșie, și ceapă verde. Aici avem două feluri de cașcaval. Iată așa arată platoul nostru, tradițional. Da, păi, gospodina noastră, priviți! Da. Cât de... A luat șorțul soacre, deci ai învățat lecția. Și mămica a procurat varză chinezească să facă cea mai preferată salată a lui Daniel. Și uitați-vă ce a cumpărat din magazin. Deci este atât de stricată. Da, uneori și omul este așa. Aparențele pe din afară, da, aparențele eșeală. Pe din afară frumos și pe dinăuntru. Trebuie să fim și pe din afară frumos și pe dinăuntru. Și pe dinăuntru, da, dinăuntru, uitați! Și atât eu încerc sosul ăsta. Uh-huh. Să văd dacă e gustos. Fac proba. Pentru că e făcut de tine. Noi probăm să vedem ce dăm oaspeților. Eu nu vreau să dau, dar e mega gustos. Tu ești foarte smerită, da? Nu te lauzi. Dar e bun. Ești sinceră, pur și simplu. Da, un om sincer. Nu vreau să mă laud. Dar acest castravete e foarte gustos. A făcut o glumă. Salut, baby! Zi la tot salut, mami! Asta e baby, ați înțeles? Asta e baby. Ce faci? Alintuși micuț. Și Cătălina cu fundiță spală vesela. Cea mai mică. Da, da. Ei, este gospodină la noi. Un cadou ingenios pentru Dani. Eu obișnuit. Da. Astăzi o să ai parte de surprize neobișnuite.
Daniel e emoționat. Dani, dar ce crezi că este în cutia aia? Nu știu. Dar ce cam... Asta e baby, asta e baby, da. Baby, ce crezi tu că are Dani acolo? Ce are? Ciocolate are? Da. Da? Cuota, cuota. Să vedem mai departe. Ce are Daniel acolo? Așa, noi am pregătit 17 cadouri pentru tine, Dani. Ce e acolo, Dani? Ce? Cafea, wow! Dani, 18 ani n-ai. Uștelgar. Uștelgar. 16. Ce e aici? Ce e cuota? Ceea ce ați văzut anterior, acele 17 cadouri, de fapt sunt cadouri pentru el, dar nu este cadoul principal. Cadoul principal este foarte așteptat de el, așa că rămâneți cu noi și veți vedea ce cadou am pregătit noi pentru Daniel. Na, Dani, că ești bun! Uite, ești pro! Arată-l al Daniel! Deci, Dani, astăzi ai cadou telefon 11 Pro, da? Happy birthday to you. Happy birthday.